USR Olt a intrat în cursa pentru Parlamentul României. 3 femei și 10 bărbați formează cele două liste cu candidați pentru Senat și Camera Deputaților. USR Olt își propune să obțină un scor de 10-15% și să facă o campanie electorală bazată pe idei, proiecte și nu atacuri mârșave. Avem nevoie de o echipă unită și de oameni care să facă altfel de politică, așa cum am spus. Lista pentru Camera Deputaților este deschisă de președintele USR Corabia, Gigi Gălan, și președinta USR Slatina, Elena Iotu, ambii antreprenori și foști candidați la alegerile locale din Corabia, respectiv Slatina. Pe listă mai sunt doi profesori, Ion Bobea, președintele USR Dăneasa, și Cristina Dumitrache. Lista este completată de alți 4 antreprenori, Marius Niță, Mihai Zăvăleanu, Gabriel Stoienică și Ionuț Curelea. Această candidatură la Camera Deputaților mă onorează, dar mă și obligă, așadar trebuie să justific încrederea acordată de colegii din USR Olt prin fapte și un rezultat bun. Am participat alături de ei la toate acțiunile organizate și campanii electorale și pot spune că suntem o echipă unită. Slatina și județul Olt au nevoie de oameni competenți în Parlamentul României, iar USR a dovedit de-a lungul timpului că este partidul care își dorește cu adevărat modernizarea României, făcând totodată o altfel de politică față de cea a partidelor vechi și care și-au pierdut identitatea prin comasări și alianțe. Scorul bun scos de USR Slatina ne încurajează. Slătinenii ne-au acordat încredere și acest lucru ne obligă. Prin urmare, sarcina noastră este să asigurăm că fiecare vot va conta. La Senat, profesorul de matematică Cătălin Pârlogea deschide lista, urmat de Emil Rece, președintele USR Caracal, Mariana Roșca, șefa useriștilor din Scornicești, apoi președintele USR Văleni, Alin Bolboașă, și Gabriel Voinea, consilier local Izbiceni. Concret, USR Olt are pe liste președinții a 8 organizații locale. O să militez pentru reorganizarea sănătoasă a învățământului românesc. Cu toții știm că învățământul românesc este subfinanțat. Învățământul românesc ar trebui finanțat mai mult decât este acum. O să militez pentru reorganizarea educației pe principiile învățării într-un singur schimb, care să permită tuturor elevilor participarea la orele de studiu dimineață. Candidez pentru că vreau să se schimbe clasa actuală politică. Nu trebuie să mai avem politicieni care candidează sau vor să fie politicieni pentru familiile lor, să-și angajeze copii, rudele. La stat trebuie să fie politicieni onești, să țină cu oameni, să fie pentru oameni, nu atunci când nu au posturi sau locuri, trădează electoratul, să schimbă barca. Campania electorală începe pe 1 noiembrie și se încheie la 30 noiembrie 2024. Votarea pentru alegerile parlamentare în România începe la 1 decembrie. În iarna aceasta, românii își vor alege și președintele. USR este reprezentat de Elena Lasconi.